Bună seara tuturor! Vă salut și vă felicit pe toată lumea din Oradea, în seara asta frumoasă de primăvară. Chiar dacă nu suntem împreună, nu ne putem întâlni, dar prin intermediul internetului online ne putem întâlni și ne putem sprijini unii de alții. În seara asta am primit să vă vorbesc despre experiențele mele de Eaglen, dar haideți să vă spun câteva cuvinte despre mine. Poate că sunt persoane noi, manageri noi care nu mă cunoaște. Sunt din Oradea, aici trăim cu familia și cu cei doi copii. De meserie sunt electromecanic auto și luna viitoare, în 13 mai, împlinesc 30 de ani de antreprenoriat. Pot să vă spun că toată viața mea am avut afaceri clasice și am avut 4 magazine până când Forever a bătut la mine la ușă și am deschis ușa în fața oportunității. De ce mi-a plăcut? Că tot timpul eram în căutare de ceva cu care pot să am timp mai mult. Cu afacerile clasice lucram și numai timp de dormit nu aveam. Cum spun eu, dormeam când aveam timp. Fac Forever de 13 ani și din 2009, aprilie, mă ocup nu full-time, numai cu Forever-ul și trăim numai din această afacere. Haideți să v-am pregătit slide-uri. Fii Eagle, atinge noi înălțim în afacerea ta. Dar, de fapt, ce înseamnă să fii Eagle? Vreau să încep cu un citat de-a lui Greg Mohn. Să fii Eagle Manager înseamnă să profiți la maximum de potențialul de câștig al planului de marketing, construindu-ți propria afacere și ajutându-i în același timp și pe alții să facă la fel. Deci, întrebarea nu este dacă tu te califici Eagle numai, este că după aceea dacă ajuți și pe alții din echipa ta să se califice. De ce merită să devii Eagle Manager? În primul rând, te menține în continuă acțiune. Ce înseamnă acest lucru? Eagle Manager pornește stimulentul din 1 mai și ține până în 30 aprilie. Deci, într-un an de zile. Nu poți să faci Eagle Manager că 2 luni faci, 2 luni nu faci. Tot timpul trebuie să fii în acțiune. Îți menține afacerea în continuă dezvoltare. Pentru că acele cerințe pe care are stimulentul te ajută să dezvolți afacerea și despre asta o să vorbim un pic mai târziu, care sunt aceste cerințe. Iar rampa de lansare pentru Chairman's Bonus. Acum, obiectivul meu în fiecare an este ca să termin stimulentul Eagle până în decembrie. Și până acum am făcut stimulentul 4 ani la rând. Și numai anul trecut am terminat în ianuarie. De ce? Sunt o persoană care perfecționistă și devin stresat dacă nu merge lucrurile așa cum vreau eu. De aceea mi-am propus că tot timpul termin în decembrie. Pentru că punctele de Eagle se socotesc și pentru punctele de Chairman's Bonus. Și în același timp reușești 2 stimulente să bifezi. Mai târziu o să vorbim și despre punctele noi și ce înseamnă acest lucru, dar încă este un lucru, sunt câteva lucruri foarte importante. Devii exemplu personal, adică ca și creșterea copilului. Nu contează ceea ce spui, contează ceea ce faci. Dacă echipa vede de la tine că tu reușești, vor fi motivați. Dacă tu ne reușești, cum să aibă ei încredere în ei înșiși? Apoi este recunoașterea. Recunoașterea Eagle Managerilor se întâmplă chiar pe plan național și chiar pe plan internațional. Gândiți-vă la acele întâlniri mari unde participă Eagle Managerii în diferite părți ale lumii. Eu cred că recunoașterea este un lucru foarte important în viața oamenilor, pentru că până nu am ajuns aici în afacerea asta, nici eu n-am primit recunoaștere pe care doream. Călătorile, cred că despre asta nu trebuie să vorbim foarte mult. Diferite locații în lume. Primul meu, când am făcut prima dată Eagle, a fost croaziera din Barcelona, Monte Carlo și Roma. Și m-am întors de acasă
convins că niciodată nu mai vreau să ratez acest stimulent. Deci ceea ce am primit acolo, cum am fost tratați, era ceva fantastic. Apoi, motivarea echipei. Dacă sponsorii merg în față, eu cred că echipa devine mai motivat decât dacă stau pe loc liderii. Deci liderii tot timpul trebuie să arată drumul. Iar dacă vorbim despre bonus, diferența între un manager și un eagle manager se vede și la bonus, se vede la buzunar. Îmi place acest citat de Eric Worre, cred că nu trebuie să vă spun cine este Eric Worre. Îmi voi construi propria afacere și sunt conștient de un lucru. Totul începe și se termină cu mine. Și aici cuvântul cheie este cu mine. Adică eu trebuie să decid, eu trebuie să-mi setez mintea pur și simplu că devin eagle manager și după aceea pot provoca și pe alții să ajungă și ei. Cum să te califici eagle manager? În primul rând, adică pur și simplu ce abilități trebuie să dezvoltăm ca să devenim eagle manager? În primul rând, trebuie multă disciplină. Adică, dacă am hotărât că fac acest stimulent, atunci în fiecare zi fac ceva pentru visul meu. Chiar trebuie să-mi setez mintea că vreau să devin eagle manager. Astea sunt primele lucruri, adică totul în afacerea noastră se începe cu un țel, cu un obiectiv propus. Și după aceea începe planificările și pașii cum ar trebui să facem. O bună planificare. Și aici mă refer mai ales că perioada de calificare trebuie împărțită în pași mici. Dacă ești la început de drum și ești numai manager, atunci trebuie să ai cele 60 de puncte lunare, că dacă ai avut numai 50 sau 40, luna viitoare trebuie cu 10, cu 20 mai mult, ca să iasă la sfârșit. Cei care au deja manager în rețea, este mai ușor pentru că punctele se socotesc total, de fapt. Dar trebuie foarte bine planificat. Trebuie făcut o muncă susținută în toate direcțiile celor patru repere ale măreției. Care sunt reperele măreției? Știm foarte bine recrutarea, fidelizarea, productivitatea și dezvoltarea. Și aici mă opresc. Că începe 1 mai, începe o nouă perioadă pentru eagle manager, pentru stimulent și primul lucru, în primele 3 luni eu mă concentrez pe recrutare. Și asta vă recomand și vouă. Ideile pe care sunt scrise aici sunt ideile mele. Probabil alții au și alte idei, dar eu cred că asta neapărat trebuie să ținem cont de aceste idei. Primele 3 luni te concentrezi pe recrutare. Deci eu nu cred că dacă recrutezi numai în decembrie, atunci va ieși foarte ușor stimulentul până în aprilie ca să se califice acele supervizori. Primele 3 luni recrutare și după aceea vine analiza muncii. Analiza muncii mă refer și la analiza oamenilor pe care l-ai înscris. Că dacă după 3 luni de zile ai numai consumator în jurul tău, atunci trebuie să continui cu recrutarea mai departe. De fapt, cu recrutarea nici n-ar trebui să ne oprim niciodată. Dar după 3 luni de zile trebuie să vezi dintre cei înscriși cine dorește și chiar poate să ajungă la nivel de supervisor și ei trebuie sprijiniți la maxim. Atenție la condițiile de calificare și aici mă refer mai ales la activ. Știm cu toții că statutul de activ este baza afacerii noastre. Dacă în mai sau în iunie ai ratat activul și n-ai fost activ, după aceea degeaba mergi mai departe pentru că pur și simplu ai ratat calificarea la eagle manager. Deci foarte mare atenție la activ. Și la bonusul de conducere. De fapt, nu numai activ trebuie să ai, ci trebuie să ai chiar 12 puncte, din care 4 active, chiar dacă nu ai manager în rețeaua ta. Deci, foarte mare atenție la condițiile de calificare.
Aici trebuie, cum am spus, o muncă organizată, concentrat minim 60 de puncte per lună. Și după aceea susținerea echipei. Acum vorbesc și de susținerea acelor persoane care vrea să ajungă supervizor, dar și susținerea managerilor. Că dacă ai manageri în echipă, atunci se poate porni dintr-o dată o calificare pentru toți din echipă. Încă un citat de la Greg Mohn. Recunoașterea de Eagle Manager este țelul suprem pentru toți forever business ownerii noștri, reflectă esența misiunii companiei noastre. Gândiți-vă că de vreo 7-8 ani există stimulentul de Eagle Manager. Oare de ce a înființat firma acest stimulent? Ca să ajute, ca să sprijine managerii să urce și să primească acele beneficii care vine de la Eagle Manager, recunoașterile și mai ales bonusul. Eu cred că a fost o chestie fantastică că s-a înființat acest Eagle Manager, pentru că acest stimulent ajută foarte mult și calificarea la Chairman's Bonus. Condiții de calificare la stimulentul Eagle Manager. Acum, probabil cei care ați mai fost Eagle Manager cunoașteți cu toții condițiile de calificare, dar haideți totuși să le repetăm. Trebuie să fiți activ în fiecare lună de calificare. Cum v-am spus, foarte mare atenție la activ. Chiar nu-mi place dacă cineva din echipă face în ultima sau penultima zi activul. Deci activul este motorul afacerii și trebuie făcut. Eu recomand până în data de 15 a lunii. Nu degeaba are acest stimulent Forever România, că dacă te califici la activ 1 plus 3 în primele două săptămâni, atunci primești o recunoaștere în plus. Trebuie să fiți calificat la bonusul de conducere, despre care am vorbit un pic deja. Este vorba de acele 12 puncte. Adică cel puțin 12 puncte non-manageriale dacă ai manager în rețeaua ta, care include și aceste și acel activ. Aici, numai în paranteză, de fapt, poate să fie chiar toate 12 puncte pe numele tău. Nu este recomandat, dar se poate și așa. Apoi, trebuie să acumulați cel puțin 720 de puncte credit totale, incluzând aici cel puțin 100 puncte credit noi. Eu de 4 ani, de 4 ori am făcut acest stimulent până acum și înainte, de ce n-am făcut, de când a apărut? Sincer, pentru că n-am crezut că pot face. Dacă credeți, dacă nu, când a apărut, eu primii ani n-am știut că trebuie 720 puncte totale. Eu eram convins că este vorba de puncte non-manageriale, pentru că acela este munca noastră. Și încă nu eram la nivel de 60 de puncte non-manageriale atunci și n-am avut încredere că pot să fac și nici n-am făcut. Apoi când am depistat acest lucru, de atunci în fiecare an reușesc să fac. Pur și simplu, trebuie să devină acest stimulant. Trebuie să devină un obicei. Cum avem alte obiceiuri, trebuie să devină obicei că eu sunt Eagle. În fiecare an sunt Eagle. Și o să vedeți că vă vor urma și alte persoane din echipă și, bineînțeles, bonusurile se vor mări. Apoi există încă, incluzând, stați un pic aici, cel puțin 100 de puncte credit noi. Ce înseamnă aceste puncte credit noi? Este vorba de acele puncte de la distribuitorii care le-ai înscris de mai puțin un an și încă n-au ajuns manager și persoanele noi pe care înscrii tot timpul. Dacă înscrii în mai persoane care ajung supervisor, aceste puncte noi credit este socotit și în Chairman's Bonus. De aceea este cerință pentru mine că Eagle Manager să fac până în decembrie, pentru că din mai până în decembrie, dacă fac 100 puncte credit
noi din Eagle Manager și până în mai am făcut 50, atunci sunt aproape de reușita de Chairman's Bonus. Trebuie să sponsorizați personal și să dezvoltați cel puțin 2 supervizori noi în 2 linii inferioare diferite. Aici, atenție, aceste persoane trebuie să fie înscriși după 1 mai. Deci numai cei care sunt înscriși după 1 mai, acolo toți se socotesc, 2 dintre ei pe linii diferite trebuie să ajungă supervizor. Și bineînțeles, toate punctele care devin de la ei și din adâncime, chiar global și din alte țări, se vor socoti puncte noi în acest stimulent. Haideți să mergem. Vreau să vă arăt prima dată 3 poze. Pe lângă toate lucrurile ce ne dă stimulentul Eagle, adică cum am spus, recunoașterea, bonusul, exemplul personal, ce ar însemna pentru voi, pentru tine, să reprezinți România la o întâlnire din asta globală? Aici jos, unde suntem în alb, suntem în Phoenix, Arizona, acum 2 ani. Acolo suntem echipa României și am fost foarte mândru că am reprezentat țara. Iar aici sus, pe partea stângă, galben, care au fost anul trecut în Dallas, iar o parte am fost în Thailanda, pentru că s-a putut alege. Este o excursie minunată, este ceva extraordinar să trăiești așa ceva. Acum, în zilele astea, în lunile astea, toți lucrăm izolați de acasă online. Momentan, offline-ul nu prea lucrează pentru că nici oamenii, dar nici noi nu vrem să ne întâlnim cu alte persoane din cauza problemelor. Și nu știu dacă amintiți exact, Greg Mohn, alaltă ieri, când a fost Global Rally, a vorbit despre lucru ce era dacă acum 20 de ani apărea această problemă. Cum țineam legătura, cum comunicam, cum făceam comenzile de fapt. Acum online-ul ne ajută extraordinar și dacă nu știm, trebuie să învățăm. Eu nu sunt generația online, dar trebuie să înveț și trebuie să mă schimb ca să pot lucra și așa. Am trecut aici că fii alături de oameni chiar de la distanță. Acum suntem în diferite orașe din țară, dar totuși suntem aproape. Totuși suntem împreună acum la acest webinar. Și așa putem să fim și cu echipa. Și în zilele astea, și consumatorii, și distribuitorii noștri trebuie să simte că noi lideri suntem alături de ei. Folosește instrumentele și sistemul online. Aici instrumentul este, de exemplu, sala Zoom, unde suntem și acum. Iar sistemul online are și Foreverul sistemul cu filmulețele, putem să trimitem filmulețe la oameni, link-uri, dar fiecare echipă s-a mai dezvoltat și a făcut un sistem online aparte. Vreau să vă spun că datorită că am decis că devin Eagle Manager, de atunci s-au dezvoltat foarte mulți Eagle Manager în echipă. Și chiar cred că în echipa noastră devine un obicei, cum am spus, că devin Eagle Manager. Numărul lor se va înmulți. Anul trecut din echipa noastră am fost 8 Eagle Manager. Iar anul acesta deja s-a calificat manager care anul trecut nici nu era. Deci tot ce spunem, acest lucru funcționează, oamenii doresc acest lucru. Dacă ceva nu este clar în legătură cu calificare, te rog frumos să vorbești cu sponsorul sau mentorul tău și hotărăște, decide să devii Eagle Manager. Cred că s-ar putea foarte mult să vorbim despre acest lucru, dar eu vă doresc ca să deveniți Eagle Manager cu toții. Vă doresc un Paște fericit
Sărbători fericite, sănătate multe, multă și împlinirea tuturor dorințelor voastre. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută în continuare.